Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tot Ce Vrei. Bianca Comănici spune adevărul despre relația cu Andrei Bănuță. Bianca Comănici mărturisește despre relația cu Andrei Bănuță. Ce s-a întâmplat de fapt între prezentatoare și cântăreț? Bianca Comănici și Ștefan Ciuculescu, o nouă ediție de senzație la emisiunea Bărbați vs. Femei. Prezentatoarea și-a adus aminte de un joculeț foarte interesant de acum ceva timp în care a fost nevoită să aleagă anumiți băieți. Ei bine, câștigătoarea primelor două sezoane, Puterea Dragostei, l-a ales la acea vreme pe Alex de la Ido Twins și nu pe Andrei Bănuță. Se pare că această alegere a avut și urmări căci artistul s-a supărat pe brunetă. Bianca Comăneci a povestit cu lux de amănunte cum la un joculeț din emisiunea Bărbați vs. Femei l-a ales pe Alex de la Ido Twins în locul lui Andrei Bănuță. În acel moment se pare că artistul s-a supărat pe brunetă pentru că nu l-a ales pe el. Prezentatoarea a mărturisit în ediția trecută a emisiunii faptul că așa a simțit în acel moment să le aleagă pe Alex. Asta nu înseamnă că își dorește o relație sau ceva mai mult decât o prietenie cu Alex de la Ido Twins, spune Bianca Comăneci. Am făcut la un moment dat un joc foarte interesant unde trebuia să alegem dintre anumiți băieți și ce credeți? Am primit mesaje de la acei băieți, în special de la Andrei Bănuță, care s-a supărat că nu l-am ales pe el și l-am ales pe Alex de la Ido. Și i-am spus lui Andrei că din păcate nu știu din ce considerente l-am ales pe Alex, dar am primit și foarte multe mesaje de la oameni de ce am făcut această alegere. Așa am simțit pe moment, nu înseamnă că îmi doresc o relație cu acei băieți sau că îmi plac acei băieți mai mult. Așa am considerat eu în acel moment să aleg. Acum să nu se supere nimeni pe mine, dacă o să fie joculețe de genul, vom vedea. A spus Bianca Comăneci în emisiunea Bărbați vs. Femei. Dacă v-a plăcut, vă aștept cu un like și un subscribe pe canalul Tot Ce Vrei.